Prima zi din luna august vine cu scumpiri. Ca urmare a schimbării codului fiscal, țigările și alcoolul vor fi mai scumpe, iar taxele pentru jocurile de noroc vor fi majorate. Printre noile reglementări fiscale se numără și reducerea pragului pentru anumite facilități fiscale și creșterea taxelor pentru contractele part-time. Acciza minimă obligatorie în plată pentru 1000 de țigarete ajunge la valoare de 594,97 de lei, de la 563,97 de lei. Asta înseamnă o majorare de 62 de bani pentru un pachet de țigări și alcoolul se scumpește. Acciza la alcool va crește, iar asta va atrage prețuri mai mari cu 20%. Cresc și taxele reținute de stat de pe urma câștigurilor obținute din jocurile de noroc. Astfel, pentru venituri de până în 10.000 de lei, statul va reține 3% din câștig, în timp ce pentru venituri care depășesc suma de 66.750 de lei, statul va reține 11.650 de lei, plus 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 de lei. Modificările codului fiscal vizează și pe românii care au joburi part-time. În cazul acestora, dările către stat vor fi similare cu cele salariului minim pe economie. Sunt și câteva excepții. Elevii, studenții cu vârsta până la 26 de ani, persoanele cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi. Printre modificări se numără și reducerea la 10.000 de lei a pragului pentru acordarea facilităților fiscale în industria alimentară și în domeniul construcțiilor.